Nu doar cifrele oficiale, dar și conducătorii de unități medicale confirmă faptul că, în ultimele zile, în județul Hunedoara se înregistrează mai puține cazuri cu COVID-19. Acest lucru se observă cu precădere în localitățile care au fost carantinate, chiar dacă mai sunt destui pacienți în secțiile de tratare a COVID, cât și pe ATI, așa cum este cazul la Spitalul Municipal din Orăștie. Din nefericire am fost un oraș carantinat, dar din fericire la momentul acesta am ieșit pentru că practic trendul era descrescător, nu era niciun motiv pentru a rămâne în continuare un oraș carantinat. Din punct de vedere al spitalizărilor, trendul este în continuare descrescător, avem pacienți și în secția de COVID, și în terapie intensivă, după cum bine știți, de circa o lună de zile, compartimentul nostru de terapie intensivă a intrat în circuitul terapiei intensive destinate pacienților COVID. Este o necesitate pe care toată lumea o vede și o simte, din nefericire. Îngrijorător este însă faptul că, deși numărul de îmbolnăviri a scăzut, cazurile care necesită spitalizarea sunt din ce în ce mai grave, dar încă nu sunt motive de panică. Mi-aș dori să fie tot mai puțin pacienți gravi sau în stadii medii. Din nefericire nu se întâmplă lucrul ăsta. Sunt în continuare multe prezentări și multe dintre ele rămân ca și o situație nu tocmai fericită. Ne dorim ca pe viitor să ne păstrăm trendul descrescător și să vină cât mai puțini pacienți pozitivi la spitalul nostru. După ce, nu cu mult timp în urmă, în județul Hunedoara, rata de infectare cu COVID-19 depășise bine procentul de 4 la 1000 de locuitori, acum acesta este în jur de 3,5.